În perioada februarie-martie, polițiștii Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș acționează pentru prevenirea și sancționarea faptelor de natură penală și contravențională la regimul substanțelor și deșeurilor periculoase activitățile de control urmăresc verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislației de către agenții economici înregistrați sau autorizați să efectueze operațiuni cu produse de protecția plantelor, precum și descoperirea eventualelor nereguli privind păstrarea substanțelor și deșeurilor periculoase, ce pot prezenta riscuri majore de producerea unor evenimente grave pentru sănătatea populației și a mediului înconjurător. Pentru evitarea unor situații generatoare de risc atât pentru mediu, dar mai ales pentru sănătatea populației, polițiștii specializați vor efectua în perioada menționată verificări și controle la operatorii economici din județ care dețin pentru evitarea unor situații generatoare de risc atât pentru mediu, dar mai ales pentru sănătatea populației, polițiștii specializați vor efectua în perioada menționată verificări și controle la operatorii economici din județ care dețin, produc sau efectuează operațiuni cu substanțe și sau deșeuri chimice periculoase. Se arată într-un comunicat al Poliției Maramureș. Pe parcursul activităților, polițiștii vor acționa împreună cu specialiști din cadrul instituțiilor care, potrivit legii, au atribuții legale în acest domeniu, respectiv Garda de Mediu Maramureș, Unitatea Fitosanitară Maramureș și Inspectoratul Teritorial de Muncă.